Tatăl ne poartă de grijă. La multă vreme după ce poporul s-a așezat în țara Canaan, pe vremea când împărat al Israelului era Ahab, tatăl a chemat pe Ilie, un om credincios ce locuia în Galaad, să transmită regelui un mesaj. Ilie a plecat la Samaria, capitala țării, și i-a spus lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărei slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Imediat, Domnul i-a vorbit din nou lui Ilie: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Omul a plecat și a făcut exact așa cum i-a spus tatăl. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Însă după câteva vreme, pârâul a secat, pentru că nu căzuse ploaie în țară. Atunci Domnul i-a spus: Scoală-te! Du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și i-a zis: Du-te și adun, te rog, puțină apă într-un vas, ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și i-a spus: Adun, te rog, și o bucată de pâine. Ea a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pom de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă, să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa promite tatăl, Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut așa cum îi spusese Ilie. Și multă vreme au avut ce să mănânce, ea, familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat, exact așa cum îi spusese Domnul prin Ilie. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.